a hotărât să renunțe la podoaba capilară ca să tragă un semnal de alarmă la 14 ani după ce a fost diagnosticată cu cancer ganglionar. Corina nu mai are voie, nu mai are nevoie de nicio dovadă care să-i demonstreze că tumorile maligne au un singur dușman, și anume prevenția. Alături de ea, bolnavele de cancer au găsit puterea și curajul să-și împărtășească durerea și experiența cu cei sănătoși într-un demers încurajat de observator. Alege să nu suferi. Așezat pe scaun zâmbind pentru un moment pe care îl trăiește an de an atunci când o lume întreagă și îndreaptă privirea către femeile diagnosticate cu tumor la sân. În luna octombrie, Corina renunță la podoaba capilară din solidaritate cu ele. Îmi stă bine că am capul rotund ca o vilă. Vreau să demonstrez foarte clar că rămânem aceeași persoană cu sau fără păr. De 14 ani de când a fost diagnosticată cu cancer ganglionar, Corina nu a încetat nicio clipă să lupte. Împotriva bolii și împotriva unei țări pentru care cei ca ea sunt parcă invizibili. Am plâns, prima dată am plâns. Nu mi-a venit să cred. Eram și tânără, 36 de ani, și am zis că nu se poate. Oricine le ascultă povestea cu sufletul, e gata să le întindă o mână de ajutor. Așa se face că zeci de voluntari au fost lângă ele atunci când au decis să vorbească despre cancer, într-un loc public pentru cât mai mulți oameni. Ea știe ce înseamnă, mama ei are cancer de sân. S-a vindecat. Mai bine. Doar cine a trăit poate înțelege. Aneta s-a luptat și ea cu cancerul ani în șir și a învins. Nu a fost la Constanța, nu le cunoaște pe fetele de acolo și nici pe Corina. Asta nu o împiedică să fie alături de ele într-o unitate dincolo de granițele de timp și de spațiu. În toate poveștile te regăsești, pentru că suferința, eu zic că e aceeași pentru toate persoanele. Anual în România, aproape 9.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer mamar. O treime dintre ele devin amintire, iar cele care trăiesc rămân mutilate. Este motivul pentru care am vrut să schimbăm legea și am cerut, în urmă cu o lună, ca reconstrucția mamară cu proteze din silicon să nu mai fie considerată o intervenție estetică și să fie decontată de stat. În acest moment, proiectul a ajuns la Parlament.